Breaza era comparată pe vremuri cu stațiunea Davos din Alpii Elvețieni, dar în ultimul an orașul s-a transformat într-un imens șantier. Lucrările sunt efectuate cu viteza mercurii, iar oamenii au ajuns la capătul răbdării. E normal, așa să stau eu cu gaura asta aici și poftim? De ce nu mă rezolvă nimeni? Am 70 de ani și atâi bătaie de bajocă. Uitați, de două luni de zile mi-a băgat două cutii acolo pe care așa și așa a rămas. Și așa a rămas. Poate vreau și eu să fac aici, să am un gazon, să am și eu ceva, o floricică. Nu se poate. Și apă deloc. Și apă. Dacă n-ai primar, n-ai primar și n-ai ce mai faci. Ăla trebuie să gestioneze. Duci pe drum și vezi, băi, nu e bine, nu semnezi ăla de plată până nu faci ce trebuie. Bă, cum trebuie? Păi drumurile astea le-a terminat pe de cât timp sunt drumurile varză așa? De când a început să iau canalizat. Apa e, dar nu e bună de băut. E, cum e, murdară, e depinde impurități? Cum... Păi da, ce-a mai spălat cineva statia aia acolo, îi trebuie niște filtre de-astea, ca lumea să... O altă consecință a lucrărilor efectuate de constructori este dispariția apei din iazul unei societăți comerciale, unde lacul a secat brusc și peștii au murit. Într-una din zile, lacul a început să scadă și a început să scadă foarte brusc. N-am știut ce s-a întâmplat și întâmplarea imediat a apărut în față, pentru că domnii care construiesc linia de canalizare cu dejecții au început să sape la adâncimi care mi se par mie anormale. Eu nu sunt în meserie, însă bunul simț îmi spune că este inacceptabil să faci o țeavă de canalizare la 5 metri adâncime. Proiectul trebuia să fie încheiat în această vară, dar termenul a fost prelungit de nenumărate ori. El a fost contractat de Hidroprahova și este finanțat cu bani europeni. Reprezentanții primăriei Breaza spun că nu pot interveni pentru grăbirea lucrărilor, dar vor avea un punct de vedere după ce vor evalua situația de pe strada Poieniței din cartierul Podul Vadului.